Breaking news, un tânăr de 23 de ani din Iași a murit înnecat astăzi în Saturn. Sunt zile extrem de agitate pe litoral, acolo unde vântul bate cu putere, iar valurile depășesc și 3 metri înălțime. Turiștii nu ascultă însă sfaturile salvamarilor și intră în mare agitată. Deja în această dimineață două persoane au fost scoase din apă de salvamari în Saturn, iar una în Constanța. Colega mea Cătălina Buzoianu vine cu toate informațiile. Cătălina, l-ascultam pe șeful salvamarilor care spunea că cel mai greu le este cu turiștii pentru că nu vor să asculte că pericolul este unul foarte mare în aceste zile. Bun găsit tuturor! În mod normal este steag roșu pe litoral arborat, asta înseamnă că scăldatul este interzis. O să vă arate colegul meu acum o imagine de aici, de la Eforie. Iată, sunt turiști în apă, evident. Nu se pot înțelege salvamarii cu ei, dar măcar ideal ar fi ca cei care intră în apă să rămână aici, într-o zonă de siguranță. Din păcate însă sunt și tineri care se aventurează în larg și nu țin cont de sfaturile salvamarilor. Mai mult decât atât, ies cu colace sau saltele gonflabile care le pun și mai mult viața în pericol, pentru că oricând valurile îi pot răsturna. Zeci de astfel de persoane au fost aduse de azi dimineață și până acum la mal de salvamari, după ce s-au aventurat în larg și n-au mai putut ieși singure. Și la Eforie, și la Constanța, dar și la Saturn. Din păcate, la Saturn avem și o tragedie. Iată, chiar în acest moment ies salvamarii în larg. Cel mai probabil vorbim, iată, de tineri care s-au aventurat cu colace, pentru că, iată, adrenalina este cea care vorbește aici la malul mării. Din păcate însă astfel de ieșiri în larg se pot transforma în tragedie, așa cum s-a întâmplat, vă spuneam, în această dimineață la Saturn, acolo unde un tânăr de 23 de ani din Iași, care venise împreună cu prietenului chiar de dimineață în vacanță, a intrat în apă, prietenul a reușit să iasă, nu însă și acest tânăr de 23 de ani care din păcate a fost scos de salvamari 2 ore mai târziu. Au fost realizate manevrele de resuscitare, însă în cele din urmă, medicii s-au văzut nevoiți să declare decesul. Motiv pentru care, încă o dată, salvamarii atrag atenția și sfătuiesc pe turiști să respecte semnificațiile steagurilor și să stea în zona de siguranță, pentru că altfel, iată, se poate ajunge la tragedii. Imagini direct de la Eforie Nord, valul foarte mare, vânt destul de puternic acolo. Cătălina Buzoianu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta și pentru imaginile pe care ni le-ați transmis.